Bună ziua tuturor! Vă salutăm în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Desfășurăm conferința de presă privind derularea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. La eveniment participă doamna secretar de stat al Ministerului Sănătății, doamna Svetlana Nicolaescu, și coordonatorii campaniei de vaccinare, domnul Vecislav Gut și doamna Inel Revenco. Doamna Svetlana Nicolaescu, vă oferim cuvântul. Bună ziua, stimați reprezentanți a mass media, stimați colegi, astăzi venim cu informații referitor procesul de derulare a campaniei de vaccinare. După cum cunoașteți bine, campania de vaccinare în Republica Moldova a fost inițiată în luna martie acestui an. Deci astăzi, la data de 10 august, suntem la o distanță de 5 luni de când avem la dispoziție acest instrument foarte important pentru a asigura controlul epidemiei COVID și venim cu datele referitor la cât de bine ne reușește și ce urmează să realizăm în continuare. Astfel, la data de 10 august, conform datelor înregistrate, avem o acoperire vaccinală, mă refer la populația generală, mă refer la persoanele care sunt vaccinate cu ambele doze, avem 15% din populație. Dacă ne punem întrebarea, este mult, este puțin, este suficient și racordăm la acel obiectiv care îl avem stabilit în programul de vaccinare anti-COVID, urmând să atingem o rată de acoperire în populație general de 70% către luna noiembrie 2021, este absolut cert și absolut evident că păstrând același tempou de vaccinare este, ca să nu spun imposibil, dar este foarte dificil să ajungem să atingem acest obiectiv. Deci m-am referit la o cifră populație generală, este important să vedem și anumite categorii care sunt mai reticenți sau care rămân vulnerabili la infecție COVID din considerentul faptului că rata de vaccinare se păstrează foarte redusă. Și mă refer aici la grupele de vârstă, ceea ce ne spun datele pe care le înregistrăm. Cea mai înaltă acoperire este în populația vârstnicilor, deci acel grup care a fost prioritizat și în programul și în campania națională de vaccinare, dar suntem deja în luni de zile de când am intrat în faza a treia campaniei de vaccinare, ceea ce înseamnă că vaccinul este disponibil pentru absolut pentru fiecare persoană din populație adultă și ceea ce urmărim o rată foarte redusă, foarte joasă în populația tinerilor care rămân vulnerabili în fața acestei infecții. Referindu-ne la distribuție pe teritorii administrative, avem și aici anumite teritorii care cer un efort adițional. Și mă refer aici la regiunile Găgăuzia și teritoriile adiacente, unde constatăm o rată de acoperire sub 10%, da? Ceea ce este absolut insuficient ca să folosim metoda de vaccinare ca și metoda de prevenire a infecției COVID. Dacă ne interesează sau vrem să vedem unde acest proces decurge cel mai eficient, în continuare înregistrăm cifrele cele mai înalte referitor la rata acoperirii cu vaccinare în municipiul Chișinău, unde la data de azi avem în jur de 23% din populația adultă complet vaccinată. Vorbim de vaccinare, atenție prioritară este atrasă anumitor categorii,
Mă refer aici la anumite categorii profesionale, în special lucrătorii medicali, și la fel cunoaștem că acest grup a fost prioritizat și ne bucurăm sau este o realizare pozitivă că în rândul lucrătorilor medicali, practic peste 83% din lucrători medicali astăzi sunt complet vaccinați cu ambele doze de vaccin. Evident că nu doar lucrătorii medicali sunt în centrul atenției și a sectorului de sănătate, dar și a guvernului. Pe toți ne îngrijorează într-o mare măsură cum decurge procesul de vaccinare a lucrătorilor din sistemul educațional. Din datele disponibile la ziua de astăzi, avem informația că sub 30% din lucrătorii din sistemul de învățământ au fost vaccinați și sunt imunizați și sunt pregătiți pentru a începe anul școlar. De fapt, dacă ne referim la vaccinare, trebuie să înțelegem cu toții că măsura respectivă este foarte eficientă doar în cazul în care se atinge rata de acoperire vaccinală peste 80%, respectiv având o acoperire sub 30% în sistemul educațional, este foarte de îngrijorare, luând în vedere că suntem în pragul începerii unui nou an școlar. Din mesaje care la fel sunt importante și care sper să vină în convingerea celor care până astăzi încă ezită să profite de vaccinul anti-COVID. Deci, odată cu inițierea procesului de vaccinare în rândul lucrătorilor medicali, am constatat și în continuare constatăm reducere semnificativă cu peste 90% a morbidității în această categorie, da? Și anterior v-am prezentat că practic este grupul cu cea mai largă acoperire vaccinală și astăzi constatăm doar cazuri unice în rândul lucrătorilor medicali. La fel, dacă ne punem întrebarea cât de eficient este vaccinul, și mă refer aici la toate vaccinurile care le avem disponibile în Republica Moldova, atunci lucrul care ne demonstrează eficiența vaccinului este că astăzi, din totalul pacienților care se află la tratament în terapie intensivă, 99% din aceste persoane care s-au îmbolnăvit și fac forme grave de infecție COVID-19, 99% sunt persoane nevaccinate. Deci sunt acele persoane care au ezitat, care nu au beneficiat de vaccin și care au dezvoltat, au fost infectați și au dezvoltat boală. Referitor la reacțiile adverse care se înregistrează în procesul, în campania de vaccinare. Deci, până la ziua de astăzi, au fost administrate în Republica Moldova peste 1 milion, deci practic 1 milion, aproape 1.100.000 doze de vaccin și au fost raportate în jur de 1.500 reacții adverse sau evenimente adverse post-imunizare. Deci această proporție constituie sub o miime procent. Este un procent foarte redus de înregistrarea reacțiilor adverse, ceea ce ne demonstrează că vaccinurile disponibile în Republica Moldova sunt nu doar eficiente, dar sunt și sigure. Și vreau să menționez aici că din totalul evenimentelor adverse înregistrate, peste 93% au fost cele cu forme ușoare și este un lucru la care ca și lucrători medicali ne așteptăm, pentru că
orice vaccin, da, poate fi asociat cu anumite efecte adverse, dar care nu prezintă careva risc pentru sănătate. Și până la momentul de astăzi nu a fost înregistrat niciun caz de formă severă de evenimente sau reacții adverse post-vaccinare. Și încă un mesaj important care sper să fie auzit de toată lumea. Cred că urmăriți raportarea cazurilor zilnice de infecții noi, vedem și evoluția procesului epidemiologic în regiune, în țările din regiunea europeană. Practic toate țările înregistrează o tendință în ascensiune. Nu este excepție nici Republica Moldova. În săptămâna trecută a fost înregistrată o creștere a incidenței, deci a cazurilor noi de COVID care au fost înregistrate, inclusiv avem o creștere cu peste 140% a deceselor cauzate de COVID, ceea ce înseamnă că suntem la un risc iminent de a înregistra cazuri într-un număr înalt și, de fapt, în săptămâna trecută Republica Moldova a trecut în zona cu cod portocaliu de risc pentru această infecție, da? Pentru în procesul epidemiologic. Ceea ce înseamnă că este nevoie de noi măsuri. Măsura cheie care poate să ne ofere protecție rămâne vaccinare, rămân absolut valide și necesare și celelalte măsuri de protecție, precum este purtarea corectă a măștilor de protecție în toate spațiile publice, respectarea regulilor de igienă, da, a mâinilor, respectarea distanței sociale, dar instrumentul și măsura care cu adevărat poate să asigure controlul acestei infecții rămâne vaccinare. Da? Și de aceea venim încă o dată cu un apel către toată populația. Nu ezitați, beneficiați. Dacă aveți careva întrebări referitor la modul de administrare a vaccinului, referitor la acțiunea vaccinului, dacă aveți careva preferințe pentru un anumit tip de vaccin și sunteți absolut în drept să aveți aceste preferințe, pentru că există multă informație și aveți posibilitatea să vă informați, doar apelați la acele puncte focale, la personalul medical, la linia verde care este instituită și în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică și în cadrul Ministerului Sănătății. Suntem tot timpul gata să vă punem la dispoziție toată informația necesară și îndemnul este să vă asigurați protecția și a dumneavoastră și a celor din jur. Mulțumesc mult! Dacă vor fi întrebări, revenim la anumite subiecte. Bună ziua tuturor! În continuare voi vorbi despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19, referire la stocurile de vaccin recepționate de țară. Deci, până la moment, Republica Moldova a recepționat peste 1.567.350 de doze de vaccin anti-COVID-19. Dacă mergem pe categorii, Pfizer 263.250, Sinopharm 152.000, AstraZeneca 543.600, Sputnik V 206.000, Sinovac 100.000, Janssen, vaccinul Janssen 302.500 de doze. Deci, cu referire la proporția dozelor utilizate, până în momentul de față, din totalul dozelor recepționate de vaccinul AstraZeneca, au fost utilizate peste 95% din acestea. Din totalul dozelor recepționate de Sputnik, peste 98% au fost utilizate. Cu privire la vaccinul Pfizer, peste 65% au fost utilizate. În cazul vaccinului Sinopharm, peste 30%, Sinovac peste 82% și vaccinul Janssen peste 27%.
Deci, în acest context, vreau să menționez că Republica Moldova recent a recepționat dozele de vaccin Pfizer, care sunt achiziționate de Republica Moldova. Deci, cel mai recent lot a fost 7.020 de doze și tot în acest context menționăm că recent Republica Moldova a recepționat 30.000 de doze de vaccin AstraZeneca din partea Republicii Letoniei ca donație. Și în acest context menționez că de asemenea așteptăm încă un lot de vaccin sub formă de donație de AstraZeneca din partea Lituaniei în cantitate de 26.500 de doze care se așteaptă să sosească în țară pe parcursul zilei de mâine. Și de asemenea până la sfârșitul săptămânii Republica Moldova urmează să recepționeze 5.850 de doze de vaccin Pfizer care sunt procurate de către Republica Moldova. În continuare mergem cu privire la datele săptămânale a campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Deci în săptămâna 02 august-08 august au fost administrate peste 32.000 de doze de vaccin pentru doza 1. Deci cazurile de infecție COVID-19 în rândul persoanelor care s-au vaccinat. Până în momentul de față, acest procentaj constituie 0,3 și 0,8% din totalul persoanelor care au fost vaccinate au avut un test COVID-19. Deci, ca date absolute, aceasta reprezintă 566 de persoane din totalul de 645.764 de persoane vaccinate. Majoritatea persoanelor care au avut un test COVID-19 după vaccinare au fost în 90%, au fost persoanele care au avut doar o singură doză de vaccinare. Deci, cu privire la evenimentele adverse, până în momentul de față, majoritatea reacțiilor care au fost raportate au fost forme ușoare în 93% și formele moderate în jur de 7%. Deci, majoritatea evenimentelor care apar sunt minime și nu reprezintă un anumit risc asupra sănătății, ceea ce înseamnă că vaccinul este sigur și eficient. Din partea mea atât, vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, dragi colegi, venim cu datele reactualizate despre mersul campaniei de imunizare la nivel global. În așa mod, la nivel global, deja 30% din populație au primit cel puțin o singură doză de vaccin anti-COVID-19 și mai mult de 15% din cetățeni de pe glob au fost vaccinați. Zilnic se administrează mai mult de 38 milioane de doze de vaccin. Deci înțelegem acest fenomen, cum este boala COVID-19, înțelegem care sunt riscurile nefiind vaccinați și practic toate datele actualizate la ziua de astăzi ne vorbesc că doar prin vaccinare putem stopa răspândirea virusului în comunitate. În suportul nostru și al cetățenilor vin și recomandările Agenției Europene pentru Medicamente și a Centrului de Control a Maladeilor din Europa din data de 4 august anul curent. Și dumnealor, experți notori în domeniu, ne încurajează și puternic ne argumentează și ne recomandă să mergem la vaccinare, că doar prin vaccinare noi putem să ne protejăm de boală gravă, de deces, de a ajunge în terapie intensivă. Acele afirmații despre contagiozitatea variantei Delta a coronavirusului, precum că este mai contagios, duce la boală mai severă, s-au adeverit în viața reală. La fel s-a demonstrat că vaccinurile care sunt aprobate la nivel european, la nivel global, protejează cetățenii de aceste variante grave, indiferent dacă sunt cu tulpina alfa, beta, gamma și delta, și experții ne atenționează că virusul mutează foarte repede și orice nouă tulpină este în vizorul experților și deja s-au identificat foarte multe noi tulpini. Noi, ca cetățeni din Republica Moldova, suntem responsabili și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate majoră
în fața unei eminențe a noului val de carantină, de creșterea numărului de cazuri COVID-19 în țara noastră. Și atunci când sistemul de sănătate poate fi în pericol să nu reziste la acest nou val. În susținere vă aduc informația de situația în alte țări, vorbim de regiunea europeană. În așa mod, în Germania, deja mai mult de 52,3% din populație au primit doze, au fost complet vaccinați. Și incidența maladiei COVID-19 în această țară nu este în creștere, mai mult ca atât, guvernul federal din Germania atenționează că majoritatea persoanelor care ajung la spitalizare și în terapie intensivă sunt nevaccinate. În Austria, mai mult de 67% din populație au fost deja vaccinate și 59% complet vaccinate. În 7 zile de supraveghere, rata de îmbolnăviri cu COVID-19 este de 37 la 100.000 populație. Este important să menționez și situația din Elveția, în care ultima săptămână nu au fost raportate cazuri de deces de COVID-19, iar majoritatea persoanelor, vorbesc de persoanele eligibile pentru vaccinare și în grup de risc, cum sunt persoanele în vârstă mai mare de 60 de ani, nu au fost notate în rândul acestor persoane decese. În Italia, unde este foarte mult răspândită și varianta Delta, mai mult de 60% din populație au fost vaccinate și vorbesc de populația, cum dumneavoastră raportează, cu vârsta mai mare de 12 ani și aici atenționez despre importanța vaccinării și copiilor cu vârsta de la 12 ani. Acest proces deja a fost inițiat și în România și în alte țări din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Și în acest context vreau să menționez că în Statele Unite ale Americii, unde 70% din adulți cel puțin au primit o singură doză de vaccin, se raportează creșterea numărului cazurilor de îmbolnăviri COVID-19 în rândul copiilor și în rândul adolescenților. În așa mod, ultima săptămână, mai mult de 20% în rândul populației cu boală COVID-19 sunt copii. De aici atenționez, toate grupurile de vârstă care sunt eligibile pentru imunizare, persoanele tinere, persoanele care nu au primit vaccin, aveți ultima șansă să mergeți la vaccinare, să vă protejați și să începeți anul școlar împreună cu copiii dumneavoastră în siguranță. Mulțumim. Cum ați spus, trecem la sesiunea întrebări-răspunsuri, dacă sunt întrebări. Da, Diana. Bună ziua, Diana. Am vrut să vă rog să ne spuneți dacă ați primit un răspuns de la reprezentanții Uniunii Europene privind conectarea certificatului nostru moldovenesc la cel european. Deci încă nu am primit, toate solicitările au fost trimise săptămâna trecută, deci dumneavoastră, cum cunoașteți, de la 1 iulie noi avem o perioadă de 6 săptămâni și deci noi așteptăm în jurul lunii, la mijlocul lunii august, răspunsul din partea Uniunii Europene cu privire la eligibilitatea certificatului de vaccinare. Dar aici aș putea să menționez că acest certificat de imunizare, care deja îl puteți descărca în varianta electronică și îl aveți și puteți să-l descărcați și pe telefon, este recunoscut și la nivel de Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Totodată vreau să concretizez dacă Republica Moldova preconizează să aducă din nou loturi de Sputnik V în țara noastră sau au discuții cu alți producători care până acum tipuri de vaccin nu au avut. Bine, în acest sens, după cum cunoașteți, au fost desfășurate două licitații în cadrul CAP-CS-ului. Ambele nu s-au desfășurat cu succes. Deci noi nu putem să menționăm anume de aducerea în țară a unui anumit tip de vaccin. Deci licitația când se desfășoară este un anumit caiet de sarcini și anumite specificații tehnice în care există posibilitatea să se încadreze și mai multe vaccinuri. Da, dar ce este foarte important, că la moment există disponibil în țară diferite tipuri de vaccin, populația poate, dacă optează pentru careva tip de vaccin, are dreptul la această alegere,
Menționăm încă o dată, dar informația a fost foarte larg difuzată, că toate vaccinurile disponibile în Republica Moldova au fost autorizate atât de autoritățile naționale, cât și de autoritățile internaționale, da? Ceea ce demonstrează și eficiența și siguranța lor. Și vedem și deja din datele proprii de care dispunem în Republica Moldova, am menționat deja astăzi referitor la faptul că 99% din persoane internate astăzi în terapie intensivă sunt acei care au ezitat să se vaccineze. Aceasta este o confirmare a faptului că vaccinul care se administrează în Republica Moldova este eficient. Și ceea ce demonstrează că vaccinul care se administrează în Republica Moldova este sigur, este faptul că având un sistem de farmacovigilență instituit pentru, inclusiv pentru vaccinul, toate tipurile de vaccinul anticovid, până la moment au fost înregistrate doar reacții adverse ușoare sau medii, care nici într-unul din cazuri înregistrate nu a pus în pericol viața cetățeanului. Suntem, în calitate de medici, ne așteptăm la asemenea reacții adverse? Sigur că da, pentru că cunoaștem că este o substanță, da, care poate provoca, este lucru absolut natural la care ne așteptăm și care a demonstrat că eficiența și siguranța vaccinului este înaltă. Dar câte persoane se află în terapie intensivă, dacă 99% din ele nu au fost vaccinate? Conform datelor operative, la ziua de 10 august sau 9 august, în terapie intensivă cu diagnostic COVID se aflau 20 de persoane. Dar avem și peste 200 de persoane cu cazuri grave, da? Deci 20 sunt doar cei care sunt în terapie intensivă. În ultimele 4 zile a scăzut numărul celor care se vaccinează. Au fost 8.000, apoi într-o zi de weekend 1.000 și puțin, apoi 3.000 și puțin iar 8.000. Deci puteți să explicați de ce este această scădere, căci era tempoul mai mare, 10.000 stabil. În situația creată, vreau să menționez că acel target sau acea țintă de 70% de total vaccinați în Republica Moldova până în sfârșitul lunii noiembrie nu îl vom atinge. Posibil că este situația estivală, lumea este plecată în concediu sau din alte motive. De aici vin cu un mesaj foarte clar către asistenții medicali, către medicii de familie să intensifice activitatea de imunizare și nu numai de imunizare, dar și de informare, să fie mai insistenți și mai convingători pentru cetățeni ca ei să meargă la vaccinare, în special să invite părinții, să invite cadrele din sistemul educațional pentru imunizare în așa mod, cu toată responsabilitatea și cu toată deschiderea și cu respectarea măsurilor de protecție, la 1 septembrie să mergem la școală, să mergem să învățăm. Copiii au dreptul la sănătate, dar copiii au dreptul și la o educație în siguranță. Mai sunt 3-4 săptămâni, în aceste 3-4 săptămâni trebuie să ridicăm numărul de persoanelor din sistemul educațional să fie imunizați. Este o situație foarte favorabilă pentru imunizare în țară. La moment vorbesc despre, în primul rând, despre prezența a variilor tipuri de vaccin. Este vaccin în țară, mesajul este vaccin. Vaccinul este în toată țara, indiferent de regiune. Rămâne doar să mergem activ și masiv la imunizare. Noi deja suntem în alertă că numărul cazurilor este în creștere, numărul cazurilor în rândul tinerilor este în creștere și aceasta este dovada din alte țări similare nouă și noi ar trebui să foarte strict să monitorizăm această situație și să mergem cu careva măsuri de prevenție a răspândirii COVID-19 în populație.
Iar una din măsurile cele mai eficiente este sigur că imunizarea. Fără imunizare și fără respectarea măsurilor de protecție, noi nu vom stopa răspândirea virusului în comunitate și fără imunizare și fără respectarea acestor măsuri antiepidemice, nu vom reveni la viața normală. Asta să fie clar. Iar virusul, odată ce noi suntem ezitați, virusul se va muta cu mult mai repede și noi vom avea mai multe tulpini de coronavirus, iar următoarea tulpină poate fi mai contagioasă, mai gravă, mai fatală și nu ar trebui ca virusul să domine populația și cetățenii de pe glob. Aceasta este mesajul foarte clar de care noi vorbim de fiecare dată și sper că suntem auziți și sper că suntem cetățeni cu responsabilitate și cetățeni care dorim binele nouă, familiilor noastre, dar și copiilor noștri. Va deveni vaccinarea obligatorie este important să înțelegem pentru care categorie de vârstă este vaccinarea. Dacă să ne referim la vârsta copiilor, cunoașteți programul național de imunizare în rândul copiilor. Ea, ca și în alte țări, nu este obligatorie, dar este recomandabilă. Totodată, sunt careva restricții, incluse în lege din țară, care asigură o protecție a societății pentru bolile transmisibile, infecțioase transmisibile. Ce ține de vaccinarea antigripală sau anticoronavirus, anti-COVID-19, cunoașteți că vaccinarea antigripală este recomandată tuturor persoanelor eligibile, cum sunt lucrătorii medicali și alte persoane în grup de risc, iar vaccinarea obligatorie pentru coronavirus, la momentul dat, nu este obligatorie, este voluntară, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să înțelegem care sunt efectele pozitive, benefice a vaccinării anti-COVID-19. Și dacă inițial se vorbea despre importanța acoperirii de 70% din populație cu vaccinare, odată ce virusul mutează și apar noi tulpini, acum se discută despre majorarea acestui procent de imunizare, vorbesc de alte țări, până la 80-85%. Asta e situația reală. Ca să completez referitor la subiectul referitor privind obligativitatea vaccinării. Așa cum a menționat și doamna profesor Zenco, vaccinarea cu vaccinul anti-COVID nu este obligatorie în Republica Moldova. Totodată, în calitate de Ministerul Sănătății și autoritățile din domeniul sănătății, avem o responsabilitate majoră și această responsabilitate se referă la a asigura protecția populației, în special a categoriilor vulnerabile. Și atunci suntem obligați, în calitate de autorități, să intervenim cu acele măsuri care să permită vaccinarea unui număr cât mai larg. Da? Mă refer aici la aceleași aspecte care deja astăzi am menționat și care sper să devină prioritare în perioada imediat următoare, următoarele săptămâni. Mă refer la vaccinarea în rândul angajaților din sistemul educațional. Noi trebuie să înțelegem că dacă ne dorim să revenim la formatul obișnuit de învățare, la formatul obișnuit de interacțiune dintre profesori și elevi, în calitate de Minister Sănătății trebuie să fim siguri că copiii care frecventează instituțiile educaționale sunt protejați și nu sunt supuși riscului. Acest lucru este posibil doar în cazul în care asigurăm vaccinarea persoanelor care activează în cadrul acestor instituții. Și aici este absolut evident și este lucru asupra căruia vom lucra în perioada imediat următoare, conlucrare cu autoritățile, cu Ministerul Educației, da? Conlucrare cu alte autorități care au în subordine instituții cu angajați numeroși, da? Sau un număr mare, unde
există posibilitatea, dar și necesitatea unei acoperiri vaccinale suficiente. Deci nu este obligatorie este responsabilitatea Ministerului și autorităților să asigurăm acest lucru și este acel aspect asupra căruia vom depune tot efortul și asupra căruia vom lucra în continuare. Aceste decizii sunt luate în dependență de evoluția procesului epidemiologic și cazul în care, deci lucru care ne dorim cu toții și sunt convinsă că aici aceeași percepție și aceeași dorință au toți cetățenii, să nu ajungem la punctul în care vom fi în situație, vom fi obligați să instituim noi restricții. Da? Este acea situație care ne dorim și ne propunem maximal să evităm. Pentru a evita acest lucru, cazul în care va apărea necesitatea unor măsuri adiționale, da? Privind condiționarea, să zicem, accesului în dependență de statut vaccinat-nevaccinat, este una din măsuri care poate fi aplicată și cazul în care ajungem în situația epidemiologică ce va necesita aceste măsuri adiționale mai restrictive, vom fi în situație să le aplicăm. Se va schimba cumva mersul campaniei de vaccinare în condițiile în care cazurile încep să crească și dorința celor de a se imuniza tot scade? Sigur, toate măsurile, inclusiv derularea campaniei de vaccinare, se ajustează și se aliniază la acele evoluții epidemiologice, de aceea și se monitorizează, se realizează monitorizarea cazurilor zilnică, săptămânală, se prezintă informații ca să avem posibilitatea să ajustăm inclusiv și programul de vaccinare la acele evoluții care le urmărim. Și ceea ce urmărim astăzi deja ne alertează. Deja ne punem în gardă, v-am menționat anterior că săptămâna care s-a finalizat a fost înregistrată o creștere atât a incidenței cât și a cazurilor de deces care au fost înregistrate comparativ cu săptămânile anterioare. Dar ceea ce va impune, deci imediat în perioada următoare va fi organizată și ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Avem un șir de teritorii care astăzi deja sunt în codul roșu de alertă, unde au fost mobilizate Consiliile Teritoriale de Sănătate Publică pentru a impune măsurile noi cu restricții adiționale, cu o respectare mai drastică a măsurilor și monitorizarea respectării acestor măsuri. La momentul de astăzi nu se condiționează deschiderea școlilor în funcție de numărul lucrătorilor medicali imunizați. Noi doar apelăm la responsabilitatea directorilor din sistemul de educațional, pedagogilor și altor lucrători din sistemul de învățământ să meargă la vaccinare din două simple motive. În primul rând, ei se vor proteja pe ei singuri și doi, cel mai important, vor proteja copiii care trebuie să meargă la școală. Aceste informații noi nu cunoaștem, de unde au apărut ele, nu le pot comenta. Și încă o întrebare, ce măsuri mai exact
să întreprind, pentru că vedem, de exemplu, două refuze la piața spațiile aglomerate, foarte multă lume nu poartă masca de protecție și chiar nu respectă distanța fizică. Da, pot să vă menționez că este un subiect care va fi prioritar pe agenda ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care v-am anunțat că va fi organizat în perioada imediat următoare. Și aici vom veni din nou cu măsuri și cu implicarea și structurilor de forță și colegilor din alte sectoare care au absolut aceeași responsabilitate ca și Ministerul Sănătății în asigurarea respectării acestor măsuri. Și în special acum, în perioada în care suntem în fața unui pericol iminent de a fi de fapt deja suntem într-o ascensiune, devine și mai critică implicarea fiecăruia cu responsabilitățile căruia îi revin, da, mă refer aici și la serviciul de frontieră de stat, mă refer aici la structurile de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ceilalți colegi din cadrul guvernului pe care mizăm pe implicarea lor în respectarea acestor măsuri. Deci codul portocaliu, în primul rând, el se calculează după incidența de, în cazul în care noi avem peste 50 de cazuri, până la 75 la 100.000 de populație. Deci aceste măsuri sunt, în primul rând, purtarea obligatorie a măștii în spațiile închise în transport public. O altă măsură este că dezinfectarea mâinilor, igienizarea mâinilor, fiecare instituție trebuie să fie responsabilă ca atât angajații cât și persoanele care vizitează să fie asigurate cu dezinfectanți și, desigur, locurile unde activează sau distanța socială să fie de minim 2 metri între acestea și cam astea. Am spus. Da, desigur, spațiile publice, de asemenea, persoanele care sunt în spațiile publice sau în parcuri, nu se permite ca să fie mai mult de 3 persoane. Cam astea sunt. Puteți, vă rog, să completizați că anume va avea loc ședința comisiei, o dată mai concretă, în perioada... O dată ce va fi stabilită, cu siguranță veți fi anunțat și la moment pot să vă spun că doar se planifică, este planificat, dar nu avem data stabilită. Da, și în timpul în care decurge imunizarea, când am putea atinge imunitatea colectivă sau să ne apropiem de ea, dacă nu în mâine? Nu aș vrea să merg pe un scenariu mai trist. Cred și în populație, dar și în sistemul nostru medical că se va mobiliza mai activ și cu suport autorităților, cu suportul guvernului, vom merge mai activ la imunizare. Mulțumim frumos, vă dorim o zi reușită! Vă dorim o zi reușită! Mulțumim! Sperăm să fie așa!